Bună tuturor, eu sunt Cristina, iar în videoclipul de astăzi vreau să vă arăt ce cărți mi-am mai achiziționat eu de pe Vinted. Cei drept am început să postez mult mai des pe TikTok, însă de data aceasta s-au strâns mai multe cărți, așa că mă gândeam că ar fi cel mai bine să vi le arăt aici pe YouTube. Prima carte este de fapt achiziționată de pe un alt site împreună cu încă una, deci avem două excepții în acest videoclip. Este vorba despre Chuck Palahniuk, non-fiction. Nici măcar nu știam de existența acestei cărți, nu mai știu cum am descoperit-o, cred că m-am uitat pe profilul autorului pe Goodreads și am fost foarte încântată, desigur, pentru că sunt foarte, foarte pasionată de tot ce a publicat Chuck Palahniuk și am găsit cartea pe betterworldbooks.com, de unde mai comand eu, comand de foarte, foarte mulți ani de acolo. Din păcate, Book Depository nu mai există, așa că aceasta este cam singura opțiune cu free shipping worldwide pe care o știu eu. Revenind la această carte, îmi place că a venit inclusiv într-o folie de protecție drăguță. Nu știu mare lucru despre conținutul ei, doar că, bineînțeles, este non-ficțiune, deci practic este un fel de autobiografie a autorului și abia aștept să o parcurg. Cea de-a doua carte, care nu este de pe Vinted, ci de pe același site, betterworldbooks.com, este The Tim Burton's The Nightmare Before Christmas. Este, de fapt, o manga care, bineînțeles, că ne spune și povestea din film. Am văzut o singură dată acest film animat, însă mi-a plăcut foarte tare și mai ales că se apropie luna Halloween-ului. Cred că o să-l revăd, o să citesc și manga până atunci. A avut un preț foarte bun, nu mai țin minte exact când am dat pe ea, dar mă bucur că am achiziționat-o și abia aștept să o citesc. Ca să le scot din imagine, cum e acea expresie în limba engleză care la noi nu se traduce la fel, o să încerc să iau în brațe toate cărțile dintr-o serie. Veți vedea imediat. Este vorba despre această serie cu Basmele Românilor. Am primele 9 volume. De fapt, am de la volumul 2 până la volumul 10. Le-am achiziționat de pe Vinted cu doar 30 de lei. Nu mi-a venit să cred, le-am cumpărat instant, pentru că, nu știu dacă știți, dar se vând cu până la de 10 ori mai scumpe pe diverse anticariate și mi-am zis că aceasta este o oportunitate pe care nu trebuie să o ratez, mai ales că în ultima perioadă a început să mă intereseze din ce în ce mai tare să înțeleg pur și simplu cultura noastră și identitatea națională și cum altfel să fac acest lucru decât prin bazme. Am un fir de păr care mi este lipit pe buze, dar nu pot lăsa cărțile jos din mână. Printre autori se numără Ioan Slavici, Mihai Eminescu, Petre Ispirescu, bineînțeles. Și îmi lipsește primul volum, dar o să-l cumpăr eu și pe acela. Mai întâi să citesc eu astea. Vai, deci sunt foarte, foarte grele, dar trebuia neapărat să vi le arăt. Și după cum vă spuneam, da, identitatea națională poate fi dedusă ușor, sau cel puțin e un punct de plecare, de cercetare, prin intermediul bazmelor românești strânse de-a lungul timpului. Așa că, din acest motiv, am decis să cumpăr această serie. Aici am trei cărți de psihologie de la editura 3, toate achiziționate de pe Vinted, de la vânzători diferiți, bineînțeles. Prima este Crearea și ruperea legăturilor afective de John Bowlby, cel cu teoria atașamentului pe care l-am studiat destul de mult la cursul meu de formare în psihoterapie. Este o carte destul de scurtă, îmi place la nebunie acest format din colecția Psihologie Psihoterapie, nu mai trebuie să vă repet, dar cel mai probabil și conținutul său va fi de mare interes pentru mine. Mai departe am această carte, Corpul meu, trauma mea, eul meu, coordonatori Franz Rupert și Harald Banzhaf, mai am cărți scrise de Franz Rupert, nu mi-am inteles exact dacă am și citit una dintre ele, tot din această serie sunt, tot de pe Vinted este cartea, într-o stare destul de bună, puțin mai groasă decât anterioara și numai bună de a fi adăugată la colecția mea. Iar ultima carte din această serie pe care am achiziționat-o recent este Analiza tranzacțională în psihoterapie de Eric Byrne. Cei care au studiat psihologia cu siguranță știu despre Eric Byrne, despre care am studiat și eu la cursul meu. Este autorul bestsellerului Ce spui după bună ziua. Îmi plac la nebunie culorile de pe această copertă. Și abia aștept să ajung și la această lectură pentru că am o listă lungă, precum noi toți. Aici am o carte pe care mi-o doream foarte, foarte tare, mai ales de când am citit Fahrenheit 451. Este vorba despre Omul ilustrat de la același autor, Ray Bradbury, de la editura Paladin, din colecția Science Fiction Masters. Ador această copertă, cartea este hardcover, în caz că nu vă puteți da seama.
O ador, este absolut superbă și sunt convinsă că îmi va plăcea și conținutul la fel de mult. Fahrenheit m-a impresionat, nu știu de ce am așteptat atât de mult timp să o citesc, dar, e bine, acum pot să mă declar o fană a acestui autor și vreau să-i mulțumesc indirect persoanei de pe Vinted care a vândut-o la un preț super, super ok. Aici am o carte pe care am și citit-o chiar aseară, este o lectură super scurtă pentru că este un roman grafic, în stilul Persepolis, este o carte publicată tot de Marian Satrapi, denumită Broderie, a apărut după ce a publicat Persepolis, cele două volume pe care eu le-am parcurs și aceasta este în același stil, după cum vă spuneam, și ca desene și ca fel de expunere. M-a amuzat teribil, dar este și destul de tristă. I-am dat 5 steluțe din 5 și vă recomand, eu nu știam de existența ei, dar tot așa am găsit-o întâmplător pe Vinted și am decis să o achiziționez. Aici am o carte de la editura Narator, tot de pe Vinted am cumpărat-o, Foame, Memoriile corpului meu de Roxane Gay. Nu știu mai nimic despre această carte, am cumpărat-o într-un bundle pentru că mă interesa mai mult cealaltă carte, nu mai știu exact. Probabil era vorba de a obține acel discount, însă nu pot spune nici că nu mă interesează, mai dețin cărți din această colecție, memoir de la Black Button. Mereu încurc editurile, îmi cer scuze. Aceasta este Black Button, pentru că are un Black Button chiar aici. Și este evident o autobiografie. Probabil despre ceva eating disorder, îmi imaginez eu, nu vreau să fac prea multe asumții. O carte nici lungă, nici scurtă, la care voi ajunge la un moment dat. Aici am tot așa o carte pe care am achiziționat-o pentru că avea un preț bun și am luat un bundle de la aceeași persoană. Primul volum din trilogia Samuel Johnson, de John Connolly, atât, pur și simplu. Ah, da, se numește Porțile. Nu mi-am dat seama pentru că scria așa foarte stilizat. Deci este o carte pentru copii de la Pandora M. Poate mi-ar plăcea, nu zic nu. Am o grămadă de cărți pentru copii achiziționate în ultima perioadă. Nu știu dacă m-aș încumeta să mai încep să citesc o trilogie sau o serie acum, însă vom vedea. N-am de unde să știu. Dacă nu, în cel mai rău caz, o voi da la rândul meu mai departe. Aici am un volum de poezie scris de Ruxandra Novac, al Warda, publicat la Pandora M în colecția Anansi. Am încercat cei drept să răsfoiesc această carte, nu m-a prins sau n-am reușit eu să intru în starea necesară, dar asta nu înseamnă că voi renunța, îmi place foarte mult coperta. Am înțeles că Ruxandra a fost o poetă foarte populară în țara noastră care a avut un comeback cu această carte. Mă bucur că am achiziționat-o, pusesem de ceva timp ochii pe ea. Și când îi va veni momentul, cu siguranță o voi parcurge cap coadă și voi reuși să intru în acest univers fascinant. By the way, nu sunt poezii chiar sub formă clasică, sunt poezii în proză, aș putea spune. Arată ceva de genul acesta. Este artă modernă, basically. Și veți fi primii care vor afla când voi reuși să o parcurg. Aici am o carte scrisă de John Didion. Cea de-a doua carte de la această autoare din biblioteca mea se numește Nopții Albastre, publicată în colecția Anansi de la Pandora. Cealaltă carte se cheamă Anul Gândirii Magice. Wow, nu pot să cred că mi-am amintit. Pur și simplu am cumpărat cartea datorită numelui autoarei. Sunt curioasă, deși n-am citit-o încă. Pare ceva ce ar fi pe placul meu. Aici pe copertă scrie Sfâșietoare, o meditație melancolică asupra morții și timpului. Așadar, pare a fi ceva ce mi-ar plăcea, dar nu voi ști până nu o voi citi. Tot de la Pandora M și tot de pe Vinted am achiziționat Cântec Lin de Leila Slimani. Din păcate, cartea s-a îndoit puțin la transport, era mult mai îndoită, acum văd că și-a mai revenit, poate mai trebuie să stea puțin sub presiunea altor cărți mai voluminoase. În orice caz, mai am o carte în bibliotecă și de la această autoare. Am văzut că sunt destul de pricey, deci îmi imaginez că este o autoare bestseller, am tot văzut cărțile, nu știu la ce să mă aștept de la ele. Însă pare că mi-ar plăcea, au un aer așa melancolic și artistic, nu știu cu care să încep. Cred că aceasta este totuși cea mai populară, așa că aștept părerile voastre în comentarii. O carte pe care pusesem ochii de mult timp, scris pe trup de Jeanette Winterson, din colecția Raftul de Nistei de la Humanitas. Nu știu mare lucru despre conținutul acestei cărți, însă, vă repet, știu că am mai văzut-o, că mi-a atras atenția de multe ori și în cele din urmă am zis că haide să o achiziționez ca să văd despre ce este vorba. Tot din colecția Raftul de Nisei am achiziționat și Hemingway și cu mine de Paula MacLane,
un roman mai stufos, n-am idee dacă a fost și ecranizat, dar așa trăiam cu impresia. Nu știu despre ce este vorba, recunosc că am ales cartea pur și simplu în baza titlului și probabil a faimei sale, probabil am mai văzut-o prin anticariate sau librării. În orice caz, cred că am cumpărat un bundle de la cineva de pe Vinted care vindea mai multe cărți la prețuri bune în această colecție și acesta a fost argumentul ultim, ca de fiecare dată. O carte ce se afla deja de ceva timp pe wishlist-ul meu, Chipuri ascunse de Salvador Dalí, din aceeași colecție, Raftul Denisei, ador această copertă. Cartea este cel mai probabil o autobiografie, mai am și Jurnalul unui geniu, tot de la Salvador Dalí. Nu știu eu foarte multe lucruri despre istoria artei, însă pe cine nu au fascinat tablourile lui Salvador Dalí, cel puțin în copilărie, pentru cât de ieșite din comun erau, așa că bineînțeles că aș vrea să aflu mai multe despre acest mare, mare pictor. Aici am două numere mai vechi ale revistei Dor, decât o revistă. Vara 2018 și iarnă 2017-2018. Recunosc că n-am apucat încă să mă uit peste cuprins, deci habar n-am ce fel de povestiri sunt publicate aici, ce autori sunt promovați aici. N-am deținut niciodată o astfel de revistă, însă avea un preț ok pe Vinted și am fost curioasă și sunt curioasă în continuare să încerc diverse publicații românești. Sunt destul de stufoase ambele, așa că cu prima ocazie voi ajunge să le citesc să văd și eu despre ce este vorba. Am văzut că au multe imagini și cred că e așa ceva, un tot unitar foarte interesant. O carte pe care mi-o doream de mult timp este și Memoriile unei fete cu minți de Simone de Beauvoir, publicată la editura Humanitas. În anticariat are un preț exorbitant, în librării nu știu dacă se mai găsește, dar pe Vinted, bineînțeles că totul este posibil. Am achiziționat-o la un preț foarte bun de la cineva. Am zis eu, m-am jurat, vorba vine, că nu voi mai citi nicio lucrare de ficțiune scrisă de această autoare, pentru că nu mi-au plăcut deloc povestirile scurte pe care le-am citit, însă această autobiografie s-ar putea să-mi fie pe plac. Sunt foarte, foarte curioasă și mă super bucur că am reușit să o achiziționez în sfârșit. Aici am Black Beauty de Anna Sewell, de la RAO, în varianta RAO Classic din această colecție. Tot ce țin minte este că în copilărie am încercat să citesc această poveste și am renunțat la un moment dat, probabil mi s-o fi părut prea plictisitoare. Știu că este o mare operă foarte cunoscută, s-a făcut cel puțin un film în baza ei. Însă iată că eu totuși n-am citit-o până în prezent și mă bucur să o dețin în această variantă. Am început să colecționez cărțile de la RAO Classic. Îmi place foarte mult formatul, îmi place că sunt hardcover și cam atât pot să vă spun. Tot din aceeași colecție am achiziționat și o carte mai scurtuță, Amintiri de la Curtea cu Jur și Sechestrata din Poitiers, de André Gide. Este scurtuță și am înțeles că a doua povestire este bazată pe un caz real, ceea ce mi-a stârnit foarte tare curiozitatea. Deși am mai multe cărți scrise de acest autor francez în bibliotecă, n-am reușit să citesc niciuna dintre ele până acum, așa că sunt foarte, foarte curioasă și îmi place foarte, foarte mult nuanța acestei coperți. Aici am încă un roman grafic și încă unul destul de cunoscut, Jurnalul Anei Frank, de Ari Folman și David Polonsky. Nu mă dau în vânt neapărat după felul în care arată, însă ideea este că eu dețin jurnalul ei, al Anei Frank în limba engleză, de probabil 10 ani sau chiar mai mult. Îl țin în bibliotecă și nu vine să îl citesc deloc, așa că m-am gândit că poate m-ar stimula dacă aș parcurge măcar romanul grafic, care este mult mai ușor de parcurs, sper. Nu știu, nu am nicio tragere de inimă, dar a fost 5 lei pe Vinted și am zis că haide, haide să încerc și varianta asta. Aici am o carte pe care am citit-o acum mult timp, Ferma Animalelor de George Orwell, însă nu o dețineam în acest format și îmi doresc foarte mult să obțin și 1984 în același format de la Biblioteca Polirom. Îmi place cum arată și pe aceea am citit-o și mă bucur că în sfârșit am găsit-o și că o pot adăuga la colecția mea cu cărți din colecția Biblioteca Polirom. Aici am una dintre cărțile mele preferate din copilărie, Heidi, Fetița Munților, de la editura Arthur. Mi-aș fi dorit să fie în ediție hardcover, deci cu prima ocazie, dacă o văd la cineva pe Vinted la un preț ok, o voi cumpăra și o voi da pe aceasta mai departe. Dar în orice caz m-am bucurat foarte mult să o găsesc la un preț ok, pentru că în librărie este destul de scumpă, for some reason.
În orice caz, eu mă bucur și așa că o dețin. Îmi place cum arată toate aceste ediții de la editura Arthur cu cărți nemuritoare, povești nemuritoare pentru copii. Și mă bucur să revină în posesia mea tocmai Heidi. Ultima carte din acest bookhaul este Hamlet de William Shakespeare în această ediție de la editura Litera. Mai am încă vreo trei dintre operele sale dramatice în același format. Romeo și Julieta, Otello și Macbeth, dar le tot strâng, nu știu exact câte sunt și nu-i ca și când am citit vreuna dintre ele, dar îmi place tare mult cum arată, așa că poate la un moment dat mă voi apuca să le și citesc. Ei bine, acesta a fost bucholul meu de pe Vinted și nu numai, vă aștept și pe TikTok, pe site-ul meu unde postez constant recenzii, pe Goodreads, de ce nu. Vă invit să-mi dați un subscribe și un thumbs up dacă n-ați făcut deja acest lucru. Vă aștept părerile în comentarii. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem data viitoare!